Scandalul provocat de conflictul dintre senatoarea Diana Șoșoacă și o echipă de jurnaliști italieni este absolut regretabil, spune președintele Klaus Iohannis, care a cerut verificări la sânge. Este un incident absolut regretabil și trebuie să fim foarte clari. Sechestrarea de persoane se sancționează conform legii și în România. Pe de altă parte, nu vreau să mă antepronunț. Absolut toate autoritățile competente să verifice ce s-a întâmplat și cum s-a intervenit, trebuie să-și facă datoria cu vârf și îndesat, cum se spune, după care, cu siguranță, voi aștepta concluziile de rigoare. Este posibil să fi fost greșeli în abordare, dar nu pot eu să mă exprim asupra acestor chestiuni. Cert este, solicit această verificare la sânge pentru a nu avea încă o dată un astfel de incident, care este absolut regretabil și, ca să fiu sincer, până acum ar fi fost inimaginabil.